În cadrul programului Săptămâna Prevenirii Criminalității, angajații Inspectoratului de Poliție Giurgiu desfășoară mai multe acțiuni menite să informeze publicul cu privire la activitatea lor. În acest context, polițiștii din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale au prezentat astăzi elevilor Liceului Teoretic Tudor Vianu tehnica de lucru, armamentul din dotare, precum și misiunile la care au participat până acum. Avem o armă Kalashnikov. A remontat pe ea un aruncător calibru 40. Se desface, se introduce muniția, arma este arma. După ce termin prezentarea, puteți veni să le vedeți, să le simțiți. Mi se pare absolut normal, atât băieții cât și fetele, să știu ce este aceea o armă. Este o armă foarte bună, care o folosesc lunetiștii. Vorbesc de cei de trupele speciale ale poliției, pentru a asigura înaintarea echipelor de la sol, atât cât și pentru observarea celor din obiectiv, cu ajutorul lunetei sau al binoculului. Elevii au fost captați în special de arme pe care ei le folosesc foarte des în lumea virtuală, dat fiind faptul că jocurile pe calculator au devenit foarte populare. Cum ți s-a părut prezentarea? Mi s-a părut foarte interesantă. Care armă ți s-a părut mai... Kalashnikov-ul, deoarece este o armă foarte veche și este folosită de foarte mult timp și mi se pare eficientă. S-ar plăcea să mânuiești o astfel de armă? Da, și chiar îmi doresc foarte mult timp să urmez Academia de Poliție. A fost frumos, a fost o adevărată poveste despre acele arme. Foarte interesant, ne-a plăcut. Ar fi trebuit să ne punem și nouă armele să le încercăm. Care armă ți s-a părut mai interesantă? În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au făcut și o demonstrație de prindere a infractorului cu câinile de serviciu. În locul hoțului a dorit să fie chiar un elev, care mai curajos din fire a cerut polițiștilor să ia parte la demonstrație. La finalul prezentărilor, liceenii au putut să admire și să analizeze armele. Mai mult, aceștia au cerut detalii polițiștilor despre cum funcționează și în ce situații le folosesc.